În luna decembrie se va amenaja un patinoar privat în piața Dacia. Acesta va funcționa însă doar o lună. Am rezolvat problema patinoarului. Chiriem un patinoar care va fi în piața Daciei. Va funcționa în luna decembrie? Va funcționa de la 1 decembrie până pe 8 ianuarie când vin copilași la școală. De asemenea, buzoienii în căutare de cadouri și decorațiuni pentru Crăciun vor putea să le găsească pe toate la un loc. Primăria a aprobat amenajarea unui târg cu produse destinate sărbătorilor de iarnă în centrul orașului. Am rezolvat și această problemă. Deci va fi un târg de Crăciun aici, cu colinde, cu obiceiuri, cu... încercăm să facem ceva frumos și să creăm o tradiție în sensul ăsta. Chiar dacă nu va mai fi subvenționat de primărie, în această iarnă va funcționa și patinoarul de lângă stadionul de atletism. În acest an, patinoarul Ice Magic se pregătește intens să-și deschidă porțile la 1 decembrie. Se pregătește pentru un sezon de aceeași lungime ca în orice alt an, cât mai multe petreceri, concursuri sportive, distracții pentru toate vârstele, copii, adulți, părinți, familii. Pe scurt, intenționăm să deschidem patinoarul la 1 decembrie, ca în fiecare alt an. Primăria municipiului Buzău nu va uita nici de iluminatul festiv, de brazi împodobiți de Crăciun și de asemenea de organizarea orășelului copiilor.